Le salut! Numele meu este Mihai Cioban și sunt Master Trainer de Business și Dezvoltare Personală. Ai vrea în acest moment să ai un succes mult mai mare decât succesul pe care îl ai în acest moment? Probabil că da. Din punctul tău de vedere, ce crezi, ce crezi că ar fi mai important? Să spui că vrei să faci sau să faci ceea ce spui? Și spun întrebarea asta pentru că foarte mulți oameni spun că vreau să facă dar stau în zona de confort. Și alții fac, dar fac greșit. Și atunci, ce crezi că ar fi mai important? Pentru că mi-am dat seama că nici unul, dar nici unul dintre astea două nu sunt niște instrumente în direcția succesului. De ce? Pentru că, vezi tu, amândouă sunt influențate, de fapt, de cel mai important instrument când vine vorba de îndeplinirea succesului. Și mai exact, cel mai important instrument în direcția succesului. Și acel instrument la care oamenii de succes în permanență lucrează este modul de gândire. Mai exact, mintea. Vezi tu, modul în care tu folosești mintea. Asta influențează fiecare rezultat pe care tu l-ai în viața ta. Și atunci, dăm voie să-ți ofer o ecuație simplă pe care sunt fel cum vezi că o știi, însă vreau în acest moment să o conștientizez pe loc. Și mai exact, gândurile duc către acțiune, iar acțiunile duc către rezultat. Ce vreau să spun cu asta este că mentalitatea, modul în care noi gândim, în Întotdeauna influențează comportamentul nostru, atât verbal cât și fizic, și, desigur, comportamentul nostru întotdeauna influențează rezultatele pe care noi le avem în această viață. Așa că, dacă aș vrea ca să mă uit la care parte aș vrea ca să o îmbunătățesc, este, desigur, modul în care noi gândim. Așa că, iată ce sugerez dă în permanență minții tale, da? Dă în permanență minții tale, dă în permanență minții tale exact ceea ce vrei să primești de la viață. Îți mulțumesc și te aștept cu drag să intri pe profilul meu și să vezi și alte videouri de succes.